essas asvarat rechizitele mele de școală. Deci aici am penarul meu, buletele astea au fost înăuntru și toate rechizitele așa o să le pun în penar. Ok, deci prima dată am creionul acesta, l-am desfăcut deja. Ok, să-l pun aici. Corectorul acesta. Ok, deci corectorul acesta. Cam așa arată, o să-l pun aici. Am două markers pentru tablă, unul verde și unul albastru. O gumă de șters. Să scot chestiile astea. Da, deci e roz. Să văd dacă se... Nu. Ok, deci cam așa arată. Ok, am ascuțitoarea asta. Parcă este o băutură de cola. Este foarte, nu știu, interesant. Se desface așa. Un pic. Ok, am un pix negru, un pix albastru și un pix roșu. Un stilou cu un tub aici. Hai să despachetăm. Ok, deci aici e tub. O să pun două tuburi în penar de rezervă. Iar aici este stiloul. Se deschide aici. Ok, și ultima chestie pe care o să-l pun în rândul acesta, o să pun liniarul ăsta. Hai să îl tăiem. Este foarte frumos, strălucitor, roz transparent, da, îmi place foarte mult. Bun, deci pe rândul acesta am terminat. O să mai pun un tub de aici. Imediat. Aici, pe rândul acesta, o să pun cariocilaș. Wow, ce frumoase sunt și colorate. Iar acesta o să-l păstrez pentru slime-urile mele. Iar asta le pun... Iar pe partea aceasta o să pun creioanele acestea colorate. Ok, hai să le desfacem. Sunt 12. Iată-le. Da, deci mai era ceva. Să le pun pe rândul acesta. Lipiciul acesta. Așa arată. Miroase bine. Așa arată. Să-l pun aici. Ok, mai am aceste care au scos lipici, dar că nu prea am loc, o să văd unde le pun. Ok, deci am pensule. Ok, deci am pensulele acestea și acoarele acestea. Sunt culori cam strălucitoare și frumoase. Ok, deci am aceste etichete școlare.
să le lipesc pe carete, sunt cu emergiuri. Sunt foarte distractive și da, mi le plac foarte mult. Am acest portofoliu de sar, nu știu exact cum se numește. Aceste coperte pentru caietele cele mari, care o să vi le arat imediat. Aceste pentru caietele cele mici. Iar acestea pentru caietele cele de biologie, de geografie, de muzică. Ok, deci am mai multe caiete mari, câteva caiete mici și câteva de biologie, de geografie. Ok, am și această geantă, care este rezistentă și în apă, este foarte frumoasă.